Bine ați revenit! În acest modul vom discuta despre template-uri de mașini virtuale și template-uri de servicii. Această funcționalitate a evoluat de-a lungul timpului. De exemplu, în SCVMM 2008-2008R2 aveam numai template-uri de mașini virtuale. În 2008 aveam numai template-uri de mașini virtuale. În 2008-2 a fost introduse și template-uri de servicii și astea au fost îmbunătățite treptat, astfel încât acum avem suport pentru a instala inclusiv aplicații, SQL, diverse alte configurări în interiorul mașinii virtuale la momentul deploymentului. Ideea de bază este să putem crea rapid mașini virtuale sau seturi de mașini virtuale folosind anumite setări predefinite și, bineînțeles, automatizat, fără ca să trebuiască să intervină administratorul de data center. Primul subiect pe care o să-l discutăm o să fie template-urile de mașini virtuale și după aia o să discutăm de alte tipuri de template-uri și de profiles, pentru că o să vedem că pentru a construi template-uri trebuie să avem nevoie de niște blocuri funcționale numite profile. Mai întâi despre template-urile de mașini virtuale. Un template de mașină virtuală conține un hardware profile, adică o definiție a hardware-ului virtual asociat, care va fi asociat acelei mașini. Și aici ar intra procesoare virtuale, deci câte core-uri virtuale, memorie virtuală, câte discuri VHD și așa mai departe, la ce controlere sunt atașate, placa de rețea virtuală, de ce tip, la ce rețea virtuală este conectată. Deci toate astea sunt configurate într-un profil de hardware care va fi folosit în momentul când se creează o nouă mașină virtuală pe baza acestui template. De asemenea, mai avem nevoie și de un GuestOS profile care să conțină setări pentru sistemul de operare din interiorul mașinii. Aici vorbim de sistemul de operare Windows, deși mai nou avem și suport relativ limitat pentru sisteme de operare Linux, pentru a face deployment de mașini virtuale cu Linux. Aici, la GuestOS Profile, trebuie să-i dăm mașinii virtuale un nume, deci putem specifica cum se generează numele mașinii. De asemenea, dacă se facă parte dintr-un domeniu sau lăsăm în workgroup, pentru sistemele de operare Windows 7, 2008 R2 și, bineînțeles, Windows 8 și Windows Server 2012, putem instala și roluri și feature-uri în interiorul mașinii virtuale. Și în felul ăsta putem automatiza configurarea anumitor tipuri de hosturi. De exemplu, dacă vrem să instalăm web server IIS sau alte roluri în interior. Și de asemenea, trebuie să specific un VHD care are o versiune de, versiunea respectivă de sistem de operare, dar făcută cu SysPrep, ca să fie depersonalizată, deci să n-aibă seed-uri și alte nume și alte elemente de personalizare. Iar în momentul deployment-ului se va rula acea porțiune de mini-setup care personalizează instalarea de sistem de operare respectiv. Sistemului de operare respectiv. Și atunci, deployment-ul unei mașini virtuale se rezumă la copierea configurației hardware, adică crearea configurației hardware conform hardware profile-ului pe host, după care copierea VHD-ului și, pe urmă, injectarea unor fișiere de răspunsuri care să îi spună cum să se configureze mașina virtuală când va porni prima dată, și respectiv partea de nume, de aderare la domeniu și alte task-uri de genul ăsta. Deci, practic, crearea unei mașini virtuale se reduce la niște copieri de fișiere pe host. Deci copiem template-ul din librărie care înseamnă hardware profile, GuestOS profile și VHD, se creează fișierele corespunzătoare pe serverul target și după care se pornește sistemul de operare și asta se va configura automat. Deci asta este ideea de bază din spate. Acum, la hardware profile, așa cum am povestit, avem o serie de setări care se aplică la hardware-ul virtual. Aici vedeți
ca și exemplu pentru placa de rețea și sunt aici niște setări, de exemplu, să-i spun dacă e conectat sau nu, la ce rețea VM de tip VM Network, dacă adresa va fi alocată dinamic cu DHCP-ul, dacă se ia un IP dintr-un IP address pool. La fel, placa de rețea virtuală va avea o adresă MAC care va fi luată dintr-un MAC address pool în această situație, deci e configurată static. Pot specifica dacă e vorba de o rețea de tip VM Network și port profiles. Toate astea sunt doar câteva exemple dintre setările care se pot face pe hardware profile pentru care va fi folosit mai târziu în template. O chestie foarte importantă și care trebuie să vă aduceți aminte când creați template-uri de mașini virtuale este să specificați întotdeauna Cloud Capability Profile. Adică să-i spuneți, acest template de mașină virtuală este pentru Hyper-V. Pentru că dacă nu setați, nu puneți BIFA acolo, nu-i puteți face deployment. Deci trebuie să, în momentul când se face deployment-ul pe host, algoritmul de intelligent placement verifică ce Cloud Capability Profile este în template-ul de mașină virtuală, ce Capability Profile se află pe hostul respectiv pe care încearcă deployment-ul. Dacă e un host Hyper-V, evident, va fi de tip Hyper-V. Și dacă nu corespund, nu se pot, sau dacă am uitat să pun BIFA în template, atunci nu se poate face deployment. Sau respectiv, hostul respectiv apare ca indisponibil pentru placement, dar problema nu e cu hostul, este cu template-ul de mașină virtuală, template-ul de mașină virtuală pe baza căruia am creat mașina. De asemenea, setări cu privire la numărul de core-uri de procesor și capabilități ale procesorului, memorie, putem seta dynamic memory, diverse alte tipuri de porturi, video adapter și aici putem specifica, de exemplu, și accelerare cu remote FX. De fapt, sunt aceleași setări pe care le găsiți în setările unei mașini virtuale care rulează pe un host Hyper-V, doar că aici servește pe post de template. Da? Deci e un șablon pe baza căruia se vor configura setările de configurație pentru o mașină virtuală nou creată. În ceea ce privește GuestOS profile-ul, aici avem setări, în primul rând trebuie să-i spunem pentru ce versiune de sistem de operare se aplică. În funcție de asta, SCVMM-ul știe și cum să interopereze. De exemplu, dacă îi spun că e Windows Server 2012 sau 2008R2, el știe sigur că are Integration Services inclus. Deci asta modifică, de fapt, felul în care se comportă SCVMM-ul când încearcă să gestioneze hostul respectiv. La fel, lista de roluri care pot fi instalată și feature-uri care pot fi configurate în mașina virtuală respectivă depind de versiunea de sistem de operare, adică va fi diferită pentru 2012 și pentru 2008R2. Tot aici specific identitatea. La identitate, dacă vreau să fie introdus de utilizator numele mașinii virtuale, pun steluță. Dacă vreau să respecte un anumit algoritm, pun diezuri. Deci, de exemplu, server, diez, diez, diez. Asta înseamnă că acolo se vor pune cifre. Deci, de exemplu, 001, 002, deci le va incrementa el pentru fiecare mașină virtuală creată. Altfel, nu prea, adică în mod normal asta depinde de care este regula în interiorul organizației. Dacă îi las pe utilizator să-și pună ce nume vor ei sau practic oblig să folosească anumite nume care să fie generate în momentul când se creează mașina virtuală. De asemenea, parola de administrator local, e util să o știu ca dacă am vreo problemă cu mașina să mă pot loga local. Cheia de produs, și aici trebuie să fiu atent la modul cum se face activarea. Dacă fac deployment la mașini virtuale de tip server, cel mai probabil este să folosesc un kit de volum, astfel încât să pot pune o cheie MAC, Multiple Activation Key, și să pot face activări multiple folosind aceeași cheie, ca să nu trebuiască să o introduc la fiecare mașină virtuală nou creată. Deci trebuie să am și un KMS acolo. Sau VAMT, cum îi spune acum, dacă nu mă înșel. La parola, de acord cu observația asta. Deci trebuie să punem o parolă locală, pentru că dacă e blank... Da, da. Deci
Astea sunt setări care, în general, ar fi bine să fie configurate la orice host, de fapt. Time zone-ul, roluri și feature am povestit deja, deci pot instala în funcție de versiunea de sistem de operare ce roluri și feature-uri sunt disponibile acolo. Avem o secțiune de Join Domain și Workgroup, și trebuie să-i dau credențialele unui cont care poate să creeze computere în domeniu. Și de asemenea, orice alte opțiuni care nu sunt specificate aici pot fi exprimate în answer file sau GUI run once commands, care să fie rulate prima dată când ne logăm pe mașina respectivă. Asta dacă e nevoie de comenzi care necesită privilegiile unui anumit user, care să-i configureze profilul sau mai știu eu ce alte minunații. Deci asta ne permit să automatizăm configurarea sistemului de operare din interior. Bineînțeles, în spate toate astea se vor translata în niște fișiere de answer file, pentru că astea le pot folosi ca să customizez sistemul de operare în mod automat. Nu am mecanisme de OS deployment cum este la MDT sau la System Center Configuration Manager, deci nu am mecanismul de task sequences, ci e pur și simplu preconfigurarea sistemului de operare folosind answer files. Și merge numai pentru anumite versiuni de Windows, deci și doar pentru, de exemplu, Windows 7, 2008 R2, Windows 8 și 2012 am și roluri și feature-uri. Asta exista și în versiunile anterioare de SCVMM. Mai nou au fost introduse din versiunea 2012 RTM și următoarele concepte. SQL Server Profile, Application Profile și Application Profile poate conține la rândul lui trei tipuri mari de aplicații. Data Tier Application, Server AppV și Web Deploy. Toate aceste elemente îmi permit să automatizez suplimentar instalarea de unui server de baze de date, SQL Server 2008 R2 sau mai nou 2012, și de asemenea diverse tipuri de aplicații, în general aplicații de tip server, adică la web deploy, de exemplu, sunt site-uri de web. La server AppV, în general, se virtualizează servicii sau aplicații de tip server. La data tier application pot să fac provisioning de baze de date peste SQL-ul care a fost instalat anterior. Deci toate astea sunt gândite cumva pentru a automatiza instalarea aplicațiilor de tip server în interiorul mașinii virtuale la momentul deployment-ului. Deci asta e obiectivul. Dacă ar fi să facem o trecere în revistă să avem imaginea completă a tuturor acestor elemente, am discutat deja despre VM template care conține un guest OS profile și un hardware profile. Și peste asta mai vin cu două tipuri de profile, SQL Server Profile, care conține setări de configurație pentru SQL, respectiv trebuie să folosesc o versiune preinstalată de SQL, începând de la SQL Server 2008 R2 și mai nou 2012, am posibilitatea să sysprepuiesc, așa cum se spune, deși nu e același mecanism, SQL-ul. Asta înseamnă că fac o instalare administrativă și practic e doar o copiere de fișiere ca să fișierele sunt configurate în locațiile corespunzătoare. Deci practic program files în locațiile în care s-ar instala în mod normal SQL-ul. Dar nu se face parte de configurare, adică nu se creează instanță de SQL, nu sunt configurate conturi de servicii, toate astea urmând a fi furnizate ulterior. Deci asta înseamnă SQL sysprepuit, să zicem. Și folosind acest kit special pe care îl pun în VMM Library, pot face după aceea deployment de SQL, copiind fișierele respective și după aia rulând ce a mai rămas din setup, tot așa cu un soi de answer file. Și toate setările alea de configurație le pot specifica într-un SQL Server Profile și o să vedem imediat ce setări sunt disponibile. La fel pot pune pachete de aplicație și astea le specific în Application Profile, iar un Application Profile poate conține una sau mai multe dintre aceste tipuri de pachete de aplicații. Web Deploy este pentru site-uri de web, este metoda favorită pentru a face deployment la aplicații peste IIS, pentru că inclusiv din Visual Studio am posibilitatea să creez un Web Deploy Package, adică e un pachet care conține toată structura de pagini a aplicației web cu fișiere de configurare, cu tot ce mai trebuie,
ca să se poată face deployment-ul pe un server IIS. La fel, pot crea un pachet de web deploy direct de pe un server IIS existent. Am o aplicație existentă de tip web și am opțiunea acolo de Generate Web Deploy Package. Server App V e o tehnologie bazată pe Application Virtualization. Asta a fost disponibilă întâi pentru stațiile de lucru, pentru clienți. Dar a venit ideea de ce să ne folosim pentru virtualizarea și virtualizarea aplicațiilor de tip server. Adică aici am putea virtualiza inclusiv servicii, lucru care nu era neapărat suportat în versiunea de tip desktop sau era mai greu de făcut. Și aici am putea virtualiza, de exemplu, partea de business logic la anumite aplicații de tip server, componente, servicii care rulează permanent pe anumite mașini. Și astea pot fi împachetate ca aplicații virtuale, deci App V, și pe urmă se poate face deployment-ul în interiorul unei mașini virtuale. Deci avem aplicații virtuale care merg în mașină virtuală, de fapt. Avantajul aici ar fi că putem face independență de platformă, adică pot să-i simulez, aplicației virtualizate o altă versiune de sistem de operare decât e de fapt. Și asta e util la compatibilizarea aplicațiilor mai vechi, adică dacă aveam aplicații care nu mergeau decât pe Windows Server 2003, le simulez un mediu de lucru Windows Server 2003. Un local registry, un local file system dacă încearcă să scrie în zone system și mai mult pot rula aplicații care nu puteau să se înțeleagă împreună pe același sistem de operare, le pot rula side by side fără să se deranjeze una pe cealaltă, pentru că fiecare aplicație virtualizată merge în spațiu propriu de memorie, așa ca într-un sandbox, o zonă izolată, și acolo ei nu văd, de fapt, că mai există și alte aplicații virtualizate pe aceeași mașină. Deci e o tehnologie care ne permite să rulăm aplicații mai vechi și să asigurăm compatibilitatea. În sfârșit, Data Tier Package, adică după ce am instalat SQL-ul, bine ar fi să punem și niște baze de date acolo sau alte tipuri de obiecte. Și atunci un Data Tier Application Package este prescurtat DAC, deci acronimul nu se potrivește, este folosit pentru a crea baze de date sau alte tipuri de obiecte în SQL. În felul ăsta putem automatiza provizionarea unei aplicații care include și baze de date. Deci, să zicem că am o aplicație care conține o interfață web, niște componente de business care le putem virtualiza cu App V și niște baze de date care le putem proviziona cu DAC packages. În plus, putem rula și alte scripturi de configurare așa cum considerăm necesar. Acum, dacă e să le luăm pe rând, SQL Server Profile poate fi folosit pentru a instala automat SQL de la versiunea 2008.2 și 2012, pentru că astea sunt versiunile care suportă această abordare de sysprep-uire, să zicem. Deși nu e folosit sysprep-ul de Windows, asta trebuie să fie clar. Deci, practic, ce se întâmplă este că avem să facem o instalare în doi pași. Un prim pas ar fi pregătirea imaginii de instalare, adică să ia kit-ul normal de SQL și se face prepare image. Există chiar opțiune în meniul de instalare. Asta va instala SQL-ul, dar va copia doar fișierele, deci fără să facă configurarea propriu-zisă a instanței sau a serviciilor. Și după ce, să zicem, am făcut acest pas, iau structura de fișiere respectivă și o pun în VMM Library, astfel încât să o pot folosi ulterior. În momentul în care vreau să fac deployment la o mașină virtuală cu SQL, specific mai întâi un VM template, adică care are sistemul de o mașină care are sistemul de operare, și pe urmă copiez acest set de fișiere, de directoare și fișiere, în interiorul mașinii virtuale și se rulează SQL Setup, tot așa cu fișier cu răspunsuri, ca să nu necesite intervenția utilizatorului și să specifică numele instanței, conturile de servicii și toate celelalte detalii necesare pentru cine e administratorul SQL-ului, iarăși o setare importantă,
Deci toate astea vor fi configurate la deploy time, adică eu când voi face deployment la o mașină virtuală pe un host, atunci se va finaliza configurația. Application profile-ul, am spus că este tot așa un soi de container în care pot adăuga pachete de tip SQL Server Data Tier Application, aplicații virtualizate sau web deploy packages. Și de asemenea trebuie să specific, vedeți aici în background, versiunea de sistem de operare pe care ele pot fi instalate. Adică și aici pot pune condiții. Acest application profile am zis că poate fi instalat, de exemplu, numai pe Windows Server 2012 pe toate edițiile. Și asta înseamnă că eu când voi vrea să fac deployment la aceste pachete de aplicații, el va verifica dacă în VM template-ul pe care încerc să fac instalarea este de fapt un Windows Server 2012 și altfel nu mă lasă să-l folosesc. Asta se face la validarea template-ului de servicii, deci o să vedem imediat. Data Tier Application conține setări pentru deci configurări care trebuie să le fac peste SQL. În cazul ăsta vedeți că pot pune un SQL Server Data Tier Application Package care poate conține, de exemplu, baze de date, scripturi SQL, orice alte elemente care pot să le folosesc pentru a genera și a proviziona automat o bază de date peste o instanță de SQL existentă. Evident, ca să pot să pun un pachet de data tier application, trebuie ca anterior să fi pus un SQL profile în configurația respectivă. Deci nu pot pune un data tier application peste nimic, doar peste sistemul de operare. El va fi folosit într-un application profile. Deci ca să pot să fac deployment la un data tier application package, trebuie să-l includ neapărat într-un application profile. Nu poate fi făcut deployment de sine stătător. Server AppV iarăși conține pachete din acelea SFT, SoftGrid, care conțin aplicații secvențiate. De fapt, procesul de secvențiere este următorul. Se ia un server curat, proaspăt instalat, să zicem o mașină virtuală, se instalează sequencerul, care e o aplicație care e un fel de interceptor, verifică ce scrie o anumită aplicație pe disc. Așa. După care se face un snapshot before, adică se fotografiază, dacă vreți, configurația serverului, și să începe instalarea aplicației. Pot avea o aplicație care să ruleze ca serviciu, fac instalarea cu programul normal de setup, fac toate configurările necesare, având grijă adică pot porni aplicația ca să facă toate inițializările. Și după ce am făcut toate astea, fac un snapshot after, adică fotografiază starea serverului după instalarea aplicației și compară diferențele. Și tot ce este nou va fi luat, fișiere, chei de registri, shortcut-uri, tot ce a fost creat pe serverul respectiv de la before până la after, este luat și pus într-un pachet de tip arhivă până la urmă, deci acel pachet SFT, și care după aia îl pot copia pe o altă mașină sub formă de aplicație virtualizată. Pe mașina țintă va trebui să am clientul de AppV, care să încarce pachetul ăla, să-l ia de pe disc și să-l încarce în memorie. Deci asta e pe scurt tehnologia AppV. Bineînțeles, e mult mai mult de discutat aici, dar ce ne interesează pe noi este că putem pune pachete de aplicații virtualizate tot așa în cadrul unui application profile. Deci nu pot să le fac deployment individual, separat. Și în sfârșit, Web Deploy este o tehnologie pentru deploymentul de site-uri de web peste IIS. Și este metoda favorită, recomandată de Microsoft pentru deploymentul aplicațiilor web dezvoltate cu Visual Studio, care merg peste IIS. Din Visual Studio avem opțiune de creare de pachet de web deploy pentru aplicațiile care le dezvoltăm. De asemenea, din IIS, dacă am undeva o aplicație și dezvoltatorul care a instalat-o nu mi-a spus ce trebuie să fac ca să o instalez. Nu-i nimic, mă duc pe un server unde ea deja există și export de acolo pachet de web deploy. Deci se poate face și lucrul ăsta, condiția ca aplicația să fie relativ cu minte, adică să nu fie umblat foarte adânc pe la configurație. În general, pentru aplicații ASP.NET, care merg cu fișiere web config sau application host config, se poate face cu ușurință. Deci, și o altă condiție ar fi ca
partea de conexiune de bază de date să nu fie hard-coded în aplicație. Că se mai întâmplă și din astea, deci dezvoltatorii pun acolo direct conexiunea și atunci e bine ca asta să fie configurată separat în fișier de tip webconfig. E, oricum, astea sunt detalii și atunci putem lua o aplicație care este pe un server existent, IIS, și să o export ca și pachet web deploy și care de fapt e tot o arhivă care conține toate paginile aplicației, toate fișierele aplicației web. Ce ne interesează pe noi este că putem lua un astfel de pachet de web deploy și să-i facem deployment tot așa ca parte a unui application profile la momentul când vreau să fac deployment la o nouă mașină virtuală. Toate aceste elemente pot fi folosite în cadrul unui service template. Un service template include una sau mai multe virtual machine templates și peste astea mai pune SQL profile și application profile. Deci, dacă ar fi să luăm un exemplu, uitați aici și o să vedem și imediat și în demonstrație, avem următoarea configurație. O aplicație distribuită, asta înseamnă că rulează pe mai multe servere, în care avem trei mașini diferite. Ele la bază ar putea avea, să zicem, hardware profile-uri similare, deși și aici pot spune, de exemplu, hardware profile cu număr diferit de procesoare, de memorie, de alte detalii de genul ăsta. De asemenea, la guestOS profile pot fi iarăși similare sau diferite. De exemplu, dacă luăm web tier-ul, aici în guestOS profile va trebui să specific rolul de web server IIS. Deci va trebui să am un guestOS profile dedicat pentru rolul de web tier. La business tier, aici vom avea AppV. Deci vedeți că trebuie să mă asigur că avem și clientul de AppV instalat aici pe mașina respectivă. Iar la, mai avem un nivel de bază de date, peste care iarăși am hardware, sistem de operare, dar pot specifica și un SQL profile care să-mi instaleze SQL-ul în varianta aceea sysprepuită, adică să facă configurarea la momentul deployment-ului, peste care vin cu un application profile care conține un DAC. Data Tier Application Package, adică o bază de date sau mai multe care să fie configurate peste SQL-ul existent. Și vedeți aici cum pot să îmi compun un deployment de aplicație cu mai multe tier-uri, deci o aplicație distribuită, și la care să-i fac deployment concomitent. Da? Nu înseamnă neapărat simultan, pentru că pot specifica și ordinea de deployment. De exemplu, aș putea specifica faptul că primul se va face deployment la database tier și după aia la business tier și ultimul la web tier. De asemenea, pot configura scalabilitate. Dacă vreau să fac mai multe servere în web tier, care să fie într-un network load balancing, pot specifica aici ca pe baza acestui template să fie generate una, două, trei, cinci, câte vreau eu, instanțe de mașini virtuale create pe baza acestui template. Deci pot scala pentru anumite nivele. Și asta ar fi o definiție integrală de serviciu, respectiv un service template. Cu ajutorul acestui mecanism pot face deployment automatizat pentru aplicații complexe, care pot aplicații distribuite, care includ mai multe componente, dar să le fac deployment concomitent, nu neapărat simultan, că am spus că pot specifica ordinea. Respectiv, asta mă ajută ca dacă, de exemplu, vine, să presupunem că asta e o fermă SharePoint, că e cel mai asemănătoare cu modelul ăsta. Avem un nivel de web front-end pe care îl putem și scala, avem un business tier în care am putea pune, mă rog, SharePoint-ul nu folosește AppV, dar să presupunem. Și avem un nivel de database, eventual aici am putea configura și clustering, dacă vrem neapărat. Și vrem să facem deployment la o fermă SharePoint. Configurăm un astfel de service template, îl oferim către utilizatorii de business care mai devreme le-am dat resurse creând cloud, un cloud și pe care l-am asignat către ei. Ei vor vedea template-ul de servicii și vor zice, oh, fermă SharePoint, right click, deploy. Da? Și automat se vor crea mașini virtuale pe baza template-urilor și se va face deployment automat pe hosturi. Pe care hosturi, asta va decide algoritmul de intelligent placement, pentru că nu poți să controlezi din template pe ce hosturi. Eventual, dacă spun anumite capabilități,
Dar locul în care se face deployment-ul va fi determinat la deploy time. Asta îmi permite să automatizez deployment-ul de aplicații complexe. Deci nu neapărat numai mașină virtuală cu sistem de operare, ci și alte componente. În general este orientat pe aplicații de tip server, după cum observați. Aplicații de web, aplicații line of business și la asta se poate face deployment cu service template. Același exemplu, așa cum apare în consola SCVMM, observați că este similar. Avem trei nivele. Ăsta este nivelul de bază de date și observați că am pus aici un hardware profile, un guest OS profile și un SQL profile. Ar mai fi trebuit să pun și un data tier application package, dar nu l-am pus. Să presupunem că își creează aplicația singură baza de date când se instalează. După care pot face, de exemplu, pentru anumite nivele, se poate face și scalabilitate, respectiv se poate spune un număr inițial minim, un număr inițial, un număr minim și un număr maxim de instanțe care să fie generate pe baza acelui template. De exemplu, cu această setare aș putea porni cu o singură mașină virtuală și dacă vreau, ulterior pot scala serviciul. Adică să mai adaug instanțe de mașini virtuale astfel încât să ajung la numărul maxim suportat de serviciu respectiv. Toate astea țin de template. Acum, haideți să vedem partea asta chiar în SCVMM. Mai întâi să luăm elementele constructive. Deci o să începem cu hardware profile, pentru că asta este baza. Observați aici, mi-am făcut un hardware profile pentru o mașină virtuală mică. Și dacă ne uităm la el, are un nume, Small VM. La hardware profile vedeți că sunt diverse setări care se vor aplica la partea de hardware virtual pentru mașinile care vor fi create. Cel mai important ar fi să ne aducem aminte să punem capability profile, cloud capability profile, că altfel nu se va face deployment-ul dacă nu specificăm aici pe ce platformă target. Apoi aici poți specifica numărul de procesoare, bineînțeles asta depinde și de platforma folosită și de numărul de procesoare, de core-uri disponibile pe hosturi, adică dacă pun prea multe s-ar putea să nu mai pot să fac deploy pe orice host. La memorie poți specifica fie dacă e memorie statică sau dinamică, deci vedeți că memoria minimă poate fi mai mică decât memoria de startup, deci pot face astfel de setări. Și pe urmă restul de device-uri, printre care mai vedem aici, vedeți că nu-i specifică VHD-ul în hardware profile. Ăsta va fi specificat în VM template, deci nu aici. După aia la network adapter, iarăși trebuie să-i spun dacă e conectat, dacă asignează IP dinamic sau static dintr-un IP pool și toate celelalte detalii. Poți specifica priorități pentru procesor, ponderea la alocarea de memorie dacă folosesc memorie dinamică și setări tipice pentru partea de hardware virtual. De asemenea, aici ar fi dependințe de care ar depinde acest hardware profile. Nu avem deocamdată nimic. Aici vedeți cine este ownerul profilului, deci cine l-a creat și eventual acesta poate decide să partajeze profilul ăsta ca să fie folosit și de alți utilizatori care să-și creeze după aia mai departe VM templates. Dar deocamdată este doar administratorul aici. Ok, asta a fost hardware profile. La guest OS profile avem similar. Deci dacă mergem la Windows Server 2012, Properties, e un template pentru sistem de operare și vedeți aici versiunea, pot specifica ce sistem de operare este instalat în interiorul, va fi instalat în interiorul mașinii. În funcție de asta vor fi și anumite capabilități de care SCVMM-ul va beneficia. De exemplu, anumite versiuni de sistem de operare au integration services inclus. Așa. După care identity information, dacă vreau să genereze un nume random, să pun steluță, dacă vreau să specific un anumit nume, spun nume și după aia diezuri.
ca să indexeze cu valori numerice. Parola de administrator local, product key, bineînțeles în cazul ăsta trebuie să folosesc o cheie de volum sau o cheie MAC, depinde de versiunea de sistem de operare. Time zone-ul, la fel pot specifica roluri și feature-uri care să fie instalate, toate astea sunt din Windows Server 2012, dacă ar fi 2008R2 ar fi ceva mai puține. Dar asta iarăși depinde de versiunea de sistem de operare. Asta se poate face numai de la Windows 7 și Windows Server 2008R2 în sus. Pentru versiunile anterioare nu se pot instala roluri automat. Aici pot să specific dacă vreau să adere mașina la domeniu, deci în momentul când pornește noua versiune de sistem de operare, va face join la domeniu cu credențialele unui cont care îl specific aici sau cu credențialele unui run as account, deci un cont definit pe SCVMM. Și în sfârșit fișier de răspuns și GUI run once, deci comenzi care să fie rulate la primul logon pe mașina respectivă. Și la fel aici nu am dependințe pentru că astea sunt elemente de bază, deci hardware profile și guest OS profile. Pornind cu aceste elemente pot defini un VM template. Și până acum tot ce am discutat aici era și în versiunile anterioare de SCVMM. Vedeți că aici am hardware configuration în care copiază setările respective și OS configuration. Dacă vreau să creez un template de la zero, veți vedea că am posibilitatea, deci pe lângă un nume, de exemplu Windows Server 2012, așa, practic pot selecta dintre profilurile pe care le-am definit anterior. Adică aici pot selecta Small VM și să modifică setările corespunzător și la următorul pas pot specifica un guest OS profile, imediat o să apară. Și aici la fel pot selecta din drop-down unul dintre guest OS profile-urile definite anterior. Deci, practic, hardware profile-ul și guest OS profile-ul sunt elemente constructive pentru un VM template. Bun, o să fac cancel aici. Vedeți că mai nou, în versiunea 2012, am și posibilitatea să pun aplicații și SQL Server direct în template-ul de mașină virtuală, lucru care nu era posibil la versiunile anterioare. Bun. Vom continua cu celelalte elemente, respectiv SQL Server Profile, și aici vreau să vedeți un profil de SQL, cam ce setări poate conține. Și ăsta are trei categorii, trei secțiuni. În primul rând, trebuie să-i spun setări generale, cum ar fi instance name-ul, ID-ul și eventual product key. Și cât ar trebui să dureze instalarea în mare, până să dea timeout, de exemplu aici ar fi o oră, și installation run as account, adică instalarea se va face cu credențialele unui cont pe care îl specific aici. După aia la configuration trebuie să-i spun de unde să ia fișierele, deci astea vor fi în library, deci într-o locație din library. După care, cine va fi configurat ca administrator al serverului, de exemplu dacă folosesc Windows Authentication, atunci va trebui să specific un cont preferabil de domeniu. Dacă specific SQL Server Authentication, va trebui să folosesc System Administrator, SA, password, deci account și password. Toate astea le configurez ca un run as account, care după aia să fie pasate la instalarea de SQL. Și plus informații despre conexiune. După care service account și aici vedeți că pot specifica dacă instanța respectivă de SQL care va fi instalată va folosi conturi de local system sau pot specifica aici conturi de domenii, de domeniu. Practic asta va însemna că toate SQL-urile la care vom face deployment cu acest profil vor avea aceleași conturi de servicii. Deci trebuie să fiu atent aici ce conturi pun. Dar poate este o practică generală în organizație să folosesc anumite conturi de servicii. Bun. După care trecem la application profile. Iar la application profile, dacă luăm acest exemplu, putem specifica la application configuration
Vedeți că eu n-am specificat nicio aplicație. În schimb, am spus pe ce versiuni de sistem de operare merge acest application profile. Și pot adăuga, vedeți SQL Server Data Tier Application și aici trebuie să specific un Data Tier Application Package sau DAC Pack care să fie instalat peste o instanță de SQL. După care pot să-i spun cum să face instalarea, de exemplu, dacă găsește ceva acolo să facă drop și să genereze din nou baza de date și de asemenea dacă eu fac dezinstalarea serviciului, cum se va face dezinstalarea acelei baze de date. În cazul ăsta se face detach database, dar o lasă acolo în sistemul de fișiere. Tot aici mai pot adăuga virtual application package și aici pot specifica un pachet SFT, deci un virtual application package care să fie instalat împreună cu mașina virtuală. După care, tot aici mai pot adăuga web application package, similar, trebuie să-i specific un web deploy package care să fie instalat peste o instanță de IIS, deci în cazul ăsta va trebui să mă asigur că la roluri am pus web server IIS, de exemplu. Deci astea ar fi tipurile de pachete care pot fi instalate ca parte unui application profile. Astea ar fi elementele constitutive. Acum să mergem la service template și să vedem ce putem configura aici. O să iau în primul rând un exemplu simplu, care are un single tier. Și vedeți aici că el e deja configurat, pot cel mult să spun setări, dependințe, vedeți că el depinde de un anumit template de mașină virtuală și aici mai pot specifica anumite proprietăți care să fie folosite, de exemplu, la momentul deployment-ului pentru a parametriza instalarea, dacă doresc. La acces pot spune cine poate să folosească acest template pentru a face deployment. În cazul ăsta am configurat anterior ITCamp users. Acum, partea mai interesantă este când fac Open Designer și aici vedeți că deschide un designer grafic în care pot face configurări suplimentare. În primul rând, pot să-i spun aici la ce placă de rețea, la ce rețea virtuală să se conecteze. Și vedeți că asta e configurat să se lege la external network. Dacă selectez aici, pot specifica, de exemplu, să se lege la o rețea de tip VM network, cealaltă fiind un logical network. Da? După care, la placa de rețea virtuală, cum se asignează adresa de IP? Dacă este static, atunci va lua dintr-un IP pool. După aia merg la partea de, de hardware profile și pot configura aici, de exemplu, numele template-ului și dacă să scaleze. În cazul ăsta vedeți că default-ul este 1, maximul e 5 și minimul e 1. Deci, practic, dacă voi face deployment la o mașină virtuală folosind acest service template, va crea 1 sau până la 5 mașini virtuale legate într-un load balancing, pentru că am zis că numărul maxim instance count este de 5 pentru acest template. De asemenea, am și opțiunea aici de availability sets, deci care să fie folosite pentru deployment-ul de highly available virtual machines. Și în sfârșit mai am setări generale în care spun, de exemplu, numele aplicației, ownerul, cine a creat-o, dacă e released, prioritatea și așa mai departe. Și tot aici pot să văd view all properties și să văd proprietățile pe care le-ați văzut și mai devreme accesibile din interfață. Designerul este grafic și în momentul în care vreau să verific dacă configurația mea este ok, zic save and validate. Asta îmi validează faptul că tot ce am pus eu acolo e consistent, adică nu sunt probleme de incompatibilitate. Și deci se poate începe procedura de deployment pe un host. Pentru a face deployment-ul, am două variante. Una ar fi să încerc deployment-ul de aici, direct din consolă.
Asta pentru că am privilegii de data center administrator și vreau să testez, să zicem, service template-ul respectiv. Și acum o să pornească un deployment process în care eu o să zic test LOB application. Pot să spun unde fac deployment-ul, pentru că sunt administrator de data center, pot face deployment-ul atât pe un cloud, care e un pool restricționat de resurse, dar și pe un grup de hosturi, de exemplu pe al hosts. Și va porni o nouă fereastră în care se va face validarea. În momentul ăsta cred că e o mică greșeală de configurație în template, pentru că nu a reușit să găsească un host care să răspundă la cerințele respective. Deci probabil că am omis să fac o anumită setare sau există, de obicei, pe la placa de rețea. Adică trebuie să verific faptul că hosturile pe care încerc să fac deployment-ul, în cazul ăsta cele două pe care le-am la dispoziție, satisfac cerințele din hardware profile, din guestOS profile, din toate celelalte nivele. Și atunci trebuie să fac modificările necesare ca să pot să fac deployment. În momentul ăsta vedeți că algoritmul de Intelligent Placement n-a găsit un host care să răspundă la toate aceste cerințe. De asemenea, o să vedem în modulul următor că acest service template poate fi pus la dispoziția utilizatorilor de business, ei accesând acest template în interfața App Controller, și acolo la fel vor avea posibilitatea să facă deployment la acest serviciu, bineînțeles ei neavând acces la infrastructura fizică, cum am eu aici, deci ei vor face deployment doar pe un cloud. Ce vreau eu să vă mai arăt aici, că se poate face export și o să export acest template într-o locație, de exemplu pe desktop. Da? Și să vedem după aia care este formatul template-ului respectiv, pentru că asta e interesant. Deci acum dacă mă uit pe desktop, am aici un fișier, te cred, LOB Application New. Vedeți că e de tip XML și dacă îl deschid în Explorer, o să vedeți că toate setările de configurație din acel service template sunt descrise în format XML. Deci asta e ce vreau să vă arăt. Bineînțeles, nu ne poate trece pe în cap că îl putem scrie pe ăsta de mână. Sunt eventual designere care pot face chestia asta. Dar vedeți că setările pe care le-am configurat în acel template, de exemplu network name, run as accounts, numele, după care numărul de instanțe care să fie configurat, hardware-ul virtual descris în hardware profile, câtă memorie, placă video, procesoare și așa mai departe. Toate astea sunt trecute aici. Deci asta e de fapt definiția service template-ului. E un fișier XML. Și faptul că am putut să fac export înseamnă că undeva pot face și import. Respectiv, scenariul pe care l-am putea implementa este că eu testez o aplicație în mediul de test, export template-ul, după aia copiez toate elementele constitutive, adică VHD-ul folosit, SQL sysprepuit, DAC application package, web deploy package, application virtualization package, toate aceste elemente, le copiez în librăria de pe serverul de producție și de acolo import template-ul respectiv și mai refac eventual anumite configurații. Și atunci pot să am portabilitate pentru aplicații, adică dacă eu le-am testat în mediul de test, pur și simplu le copiez în mediul de producție cu tot cu template și import template-ul și pot să-i fac deja deployment în mediul de producție, fără prea multe modificări. Deci e o metodă, să zicem, interesantă pe care pot automatiza deployment-ul de aplicații. Acum, ca să facem o paranteză și mai mare, Visual Studio, una dintre ediții aia, Enterprise Architects sau for Architects, are posibilitatea de a exporta astfel de template-uri XML. De fapt, limbajul folosit aici se numește Service Modeling Language, SML, este bazat pe XML și exact asta face, descrie servicii.
Da? Adică descrie felul în care trebuie făcute deployment la anumite aplicații în mediul de producție, inclusiv cu prerechizite, cu componente care trebuie instalate și așa mai departe. Și da, ca să închidem bucla, ar fi posibil să facem designul unei aplicații în Visual Studio, să salvăm fișierele de instalare, dar în același timp să salvăm și template-ul, deci template-ul de servicii. Și pe urmă să copiem toate astea în mediul de producție, importăm template-ul și dăm deploy. Și nu mai trebuie să-l întrebăm pe cel care a scris aplicația, stai, ce configurație trebuie să aibă serverul, dacă trebuie să aibă IIS, ce versiune de .NET framework, ce, toate astea sunt în template descrise. Deci de asta îi zice Service Modeling Language. Și eu ca administrator de data center numai import template-ul și zic deploy. Da? Mă rog, asta este viziunea. Mai sunt câțiva pași de făcut până ajunge acolo, dar teoretic se poate automatiza, cel puțin pentru aplicații de tip web, cu bază de date în spate și cu anumite componente de business la mijloc. Și în sfârșit, mai vreau să vă arăt aici un 3-tier service template, deci ăsta pe care îl voi deschide de asemenea în designer. Și ăsta este cel care l-ați văzut și în prezentare. Este practic o aplicație cu 3 nivele, iar pentru toate, bineînțeles, vor fi legate la aceeași rețea virtuală, VM Network, și pentru fiecare dintre componente pot specifica numărul de instanțe, cum se face scalabilitatea, alte setări suplimentare. Deci asta e un exemplu mai complex despre cum ar putea arăta o aplicație cu 3 nivele, web tier, business components și data tier. Dacă vreți să vedeți un exemplu și mai complex, puteți să vă uitați pe Channel 9, la keynote-ul conferinței MMS, Microsoft Management Summit de anul ăsta, 2013, unde au făcut un deployment de SharePoint, 2013 chiar, cu un astfel de service template. Și după aia au scris o succesiune de bloguri pe blogul de SCVMM, în care, sau pe Building Clouds, unul dintre ele, în care explicau cum au făcut chestia aia. Deci a fost un pic mai complicat, pentru că și SharePoint-ul este o aplicație destul de complexă, dar a fost un exemplu foarte bun despre cum se poate folosi un astfel de template de servicii pentru a face deployment la astfel de aplicații automatizat. Bun, asta a fost prezentarea despre service templates și virtual machine templates. Câteva întrebări. Ce e un SQL profile? E un definiție, dacă vreți, care îmi permite să configurez automat o instanță de SQL folosind niște fișiere de instalare care au fost sisprepuite, deci s-a făcut un soi de imagine de SQL. Ce tipuri de aplicații pot include într-un application profile? Păi web application, web deploy packages, app V application și data tier application. Cum facem deployment la un service template? Păi fie din consolă, fie din app controller, după cum o să vedem imediat, right-click deploy. Da? Bineînțeles, trebuie să muncim destul de mult înainte ca să ajungem la chestia asta, dar asta este idealul nostru. Câteva resurse despre cum se creează profile și template-uri, despre cum se configurează un SQL Server Profile pentru VMM 2012 și cum se pot include toate aceste elemente într-un service deployment. Mulțumesc frumos, luăm o mică pauză și revenim cu partea de App Controller.